Indicatorul 1 se numește Sens Unic. Acest indicator are rolul de a informa conducătorii de vehicule că drumul pe care circulă este un drum cu sens unic. Indicatorul 2 se numește Înainte. Acest indicator obligă conducătorii de vehicule să circule pe direcția înainte în prima intersecție. Deci, schimbarea direcției de mers la dreapta sau la stânga nu este permisă la întâlnirea indicatorului 2. Așadar, răspunsul corect este B.